Salutare, prieteni! În cele ce urmează voi veni cu câteva precizări legate de programul de finanțare nerambursabilă pentru digitalizarea IMM-urilor. Așa cum probabil știți, acest program se află în etapa de consultare publică. Noi am avut câteva discuții cu antreprenorii și am constatat cu surprindere că foarte puțin înțeleg ce înseamnă digitalizarea și cât este de importantă trecere la digitalizare în această etapă în care ne aflăm. Și atunci voi veni cu câteva argumente preluate de altfel din ghidul de finanțare. Constatarea principală este că digitalizarea are un impact profund și generalizat asupra tuturor aspectelor societății și ale economiei, adică și asupra producției, și asupra distribuției, și asupra consumului, și asupra muncii în sine și chiar și asupra timpului liber. IMM-urile sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari în vederea adaptării în consecință a modelelor proprii de afaceri și a adoptării tehnologiilor digitale necesare, astfel încât clienții să le considere în continuare competitive și atractive. În acest context, Uniunea Europeană a artizanatului și a întreprinderilor mici și mijlocii a definit digitalizarea, deci atenție, de cea mai mare provocare pentru majoritatea IMM-urilor europene. Da? Digitalizarea are multiple beneficii și haideți să enumerăm câteva din aceste beneficii. În primul rând, IMM-urile își pot crește competitivitatea prin raționalizarea și accelerarea proceselor din etapa de concepere până în etapa de livrare, apoi pot să-și extindă accesul pe piață și integrarea lanțului valoric prin intermediul platformelor digitale și pot să îmbunătățească relațiile cu clienții utilizând platformele de comunicare socială și serviciile digitale pentru clienți. În plus, digitalizarea poate permite IMM-urilor să inoveze, oferind noi produse sau servicii digitale sau lărgindu-și gama existentă de servicii cu servicii digitale suplimentare. Digitalizarea duce la apariția unor noi modele de organizare a muncii în cadrul IMM-urilor. Adoptarea unor modalități de lucru inovatoare care să implice într-o anumită măsură munca de la distanță și care să oferă o autonomie mai mare angajaților prin crearea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea privată. Poate răspunde nevoilor managerilor și angajaților, adesea obligați în cazul întreprinderilor mai mici și să asume numeroase roluri. IMM-urile se confruntă cu o concurență mai mare în materie de prețuri în cadrul unor piețe tot mai digitale și mai globalizate. Costurile de oportunitate ale lipsei digitalizării vor crește pentru IMM-uri, deoarece modelele de afaceri digitale devin un standard, nemai fiind doar o sursă de avantaj concurențial. IMM-urile care aleg să-și amâne transformarea digitală ar putea să se găsească în situația de a fi obligate să adopte oricum unele tehnologii digitale și încă fără o pregătire adecvată, deoarece tranzacțiile cu partenerii de afaceri, administrația publică și clienții devin tot mai digitalizate. IMM-urile care nu se adaptează la așteptările consumatorilor, aflate în continuă evoluție, vor fi marginalizate treptat de concurenții cu o vizibilitate mai mare și cu o prezență online mai activă. Această tendință se va accentua pe măsură ce creștere numărul nativilor erii digitale în rândul consumatorilor. În aceste condiții, ce rămâne de făcut? Este simplu. Trecerea la digitalizare. De ceea ce fugim, de aia nu vom scăpa. Programul de finanțare despre care am făcut referire sprijină mai multe investiții sau operațiuni. În primul rând, se pot achiziționa componente de hardware, TIC, da? Adică calculatoare, laptopuri, diverse periferice. Apoi se pot face achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale. Apoi sunt eligibile cheltuielile cu dezvoltarea și sau adaptarea aplicațiilor software sau licențelor, inclusiv soluții de automatizare, software de tip RPA, adică procese automatice, automatizarea proceselor prin robotică.
Apoi achiziția de tehnologii blockchain. Blockchain este o bază de date distribuită care este partajată între nodurile unei rețele de calculatoare. Achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning, da, care se concentrează pe dezvoltarea de programe computerizate care pot accesa singure date și le pot folosi pentru propriile nevoi de învățare. Sau realitatea augmentată, care reprezintă modul în care aducem informații digitale în lumea reală, cu alte cuvinte, combină lumea digitală cu cea reală într-o experiență vizuală unică. Sau realitatea virtuală, se referă la ambianțe artificiale create pe calculator, care oferă o simulare a realității atât de reușită încât utilizatorul poate căpăta impresia de prezență fizică aproape reală, atât în anumite locuri reale, cât și în locuri imaginare. Astfel de sisteme, deci, de machine learning sau augmented reality sau virtual reality se pot achiziționa prin acest program de finanțare. Apoi, achiziționarea website-ului de prezentare, da, sau achiziția de servicii de tip cloud. Cloud, ce este cloud? Este o tehnologie care face referire la serverele, software-ul și bazele de date conectate la acele servere, ce pot fi accesate de oriunde în lume prin intermediul internetului. Serverele cloud sunt localizate în centre mari de stocare de date, iar cu ajutorul a ceea ce numim cloud computing, utilizatorii și companiile nu mai au nevoie de servere fizice pentru a rula diferite programe, aplicații sau pentru a derula activitățile digitale de zi cu zi. Acest lucru înseamnă că orice companie își va reduce din costul dacă va apela la servicii digitale de stocare a datelor, decât dacă ar alege să cumpere niște servere pe care să le gestioneze și administreze de una singură. Apoi, instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC. Și nu în ultimul rând, dar poate cel mai important pentru antreprenorii care se află în acea etapă în care nu înțeleg încă ce înseamnă digitalizarea, nu înțeleg sau nu și-au definit nevoile de digitalizare pe care le au în propriile afaceri, sunt eligibile cheltuielile cu consultanța și analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile. Reamintesc că valoarea maximă a ordonului de minimis este cuprinsă între 20.000 și 30.000 de euro pentru micro-întreprinderi și aici precizez că aceste fonduri vor fi total nerambursabile, 100% nerambursabile. Între 20.000 și 50.000 de euro pentru întreprinderile mici și aici va fi și o cofinanțare de 10%, da? Și între 20.000 și 100.000 de euro pentru întreprinderile mijlocii, de asemenea și aici vom întâlni o cofinanțare de 10%. Acest apel este de tip competitiv cu depunere la termen, așa că vă invit să fundamentați cât mai bine proiectul de finanțare, în așa fel încât la lansare să fiți pregătiți. Închei prin a vă preciza că noi vă stăm la dispoziție cu sprijin, cu susținere, în vederea elaborării cererilor de finanțare și a documentațiilor de accesare a fondurilor. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0761130399 sau la adresa de e-mail duplicongrup@yahoo.com. De asemenea, vă invităm să ne urmăriți pe canalul de YouTube Ionel Popa Consultant, să transmiteți informația și către alte persoane care posibil să fie interesate. De asemenea, vă dorim mult succes în tot ceea ce întreprindeți și vă dorim succes totodată și în digitalizarea afacerii dumneavoastră. Mult succes!